Salutare, prieteni, bine ați venit pe canalul Alin de la Strehaia. Suntem pe șatră, am fost, am spălat mașina. Mama a ieșit la aer. Cum ești, mama? Mai bine. Da, prietenul mama e cam rău, nu s-a simțit bine astăzi. O doare stomacul, nu știu. Am să o duc la spital, dar nu vrea momentan, să vadă cum se mai simte, poate îi trece și după aia. Dacă ei se merge la spital, filea să stea acolo, să-i facă niște perfuzii. Deci chiar nu s-a simțit bine deloc. Eu cu patronul am spălat mașina, am spălat-o la jetoane de alea. Nu prea am spălat-o bine, că nu mă pricep, că nu sunt spălător. Copiii acolo. Ce-i aici? Cred că-i mai dă rădăcina. Stăm, ne vorbeam de pom. Te chema mama acolo. Ce faci, patron? Ce să fac, Aline? Tu nu vezi și tu că am stres pe capul meu. Ce stres iară, iar? E pentru tată tău. Nu e cine să ducă la el acolo. L-am lăsat singur, Aline, unde ne-am pierdut nopțile cu el. Trimite pe Georgiana. O mai zisă ursul așa, tași din gură. Georgiana, mergi la București. Ia! Ia nesosea să aibă, că te-a zis cu șina la gurea, te zicea cu papu. Ce? Ba da, ba da! Ce frumos! La face curat, Georgiana. Nu mai zice că nu face Georgiana, vedeți? Vezi, patronul, că face curat. Georgiana e mâna mea dreaptă. Da? Da. Tu ești mâna dreaptă, patronii? Georgiana e mâna mea dreaptă. Mare putere în stânga când își rupe mâna pe care o rupe. Adevărat. Tu la mare pe Georgiana. Da, da. În septembrie, când? Auzi, patronul, te duci la mare. Bă, el cu... Bă, el cu tatea, bă, el vrea în luna asta să meargă acum. Că nu avem bani acum. Lasă, mergem pe rând. Mă duc la mama, că e rău. Ce doriți să mai mâncăm? Miha. Ce doriți să mai mâncăm? Și noi. Să nu mai dai pe jos. Nu, eu nu mănânc semințe, am luat și una, că am dinții rupți. Nu pot să mănânc eu. Ne-am îmbolnăvit. Gura lungă. Mâncăm, mâncare, uite numai. Da. N-am mai gătit, ce să nu vă mâncarea. Pricază gura lumii. Pepe în lână de la risică, l-ați băgat și ulea rece. Roșii, s-a dus. Păi ți-a dat la risică, fasole, roșii, 3 pungi s-a dus. Au rămas acolo, patrona, să le sorteze. O le-am sortat, că sunt pungi separate. M-a dus să le duc în ladă atunci. Mă bagă Pepe la congelator. Miha, bagă Pepe la congelator. De ce? Georgiana va pleca la București. De ce? Se ia locul lui Cătă, că pleacă în Anglia. Pleacă? Da. Pleacă Cătă. Da, și auzi, patrona, că ce facem? Îl lăsăm pe tata singur? Mă, Georgiana, vino. Auzi, patrona. Deci atâta mă urligă copilul ăsta al tău. Vrea să mă trimită pe mine la București? Nu eu. Vacanță, e corect așa, zic? Auzi. Cine stă acolo? Patrona spune, auzi că n-avem cum să lăsăm pe tata singur. Păi de ce nu merge? Păi să merg, am zis, cu trenul. Nu, ea trebuie să meargă cu copilul, trebuie să fie. Păi bun, și dacă e bolnav și e singur, trebuie să vină acasă, frate. Acolo, pe patrona vrea să nu mai avem noi viața, o să mergem acolo. Da, Aline, eu nu pot. Închideți acolo la 10 etaje, înălțime. Ce înseamnă asta? Noi lăsăm copiii pe capul ei, nu? Și nu, 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 da. Nu, nu e vorba de copii, dar e vorba și de voi. Intrați în depresie. Păi e vorba și de toți, pentru că și copiii trebuie întreținuți și noi și toate cele. Noi toată vara stăm așa pe drum și la iarnă ce facem? Vedeți?
Păi nu vedeți că tu ești la care te vezi. Păi eu plec în vacanță acum, pe 224. Și tu ne lași pe noi pregătiți acasă. Eu am altă propunere. Stea Mihaela. Și așa, mama e din București. Da. Stă și lângă mama ei. Ia uitați și din București. Mamă, pe bune te-mi zici. Uite, fasole, îți facem fasole scăzută de aia. Fasole, ardei gras. Ia, ia bagă George cea 1 să facem o fasole. Sau hernie. Face lepă. Face dacă. Roșii, dar nu știu să o facem, castraveți. Miha, stai. Unde te duci, Miha? Să le duc. Ce? Unde ești? Bună, Miha. Vino încoa să discutăm problema. Vino încoa, Georgi. Ia veniți aici, la umbră. Vino încoa, Mihaela. Măi, George, hai să-i explicăm la lume, să înțeleagă lumea de ce nu vrem noi să mergem la București. Noi nu avem nimic de făcut la București. Nu avem nimic de făcut la București și acum vă spun sincer. La București înseamnă să ne întrerupem și activitatea, prieteni. Nu putem să mai facem TikTok. Nu putem să facem nici vloguri YouTube. Și noi din asta trăim, fraților. Înseamnă să ne lăsăm serviciu și să stăm închiși în apartament. Animalele de companie. Și în timpul ăla trebuie să iei și banii împrumut să consumi perioada aia că stai acolo. Că n-avem bani. Ce ăsta e motivul pentru care toți suntem aici? Dacă ne-ar da patrona câte 2-3 galbeni fiecare să spună ia du-te stai la București, pozițiile în altă treabă. Sau iau eu toate problemele care le aveți voi și așa. Și voi stați acolo și faceți. Și chiar și așa era greu. Chiar dacă ne plătea. Și chiar și așa, dar hai să zici că era situația asta că rămâne socul singur și n-are cu cine să aibă grijă. Dar nu e să zici că mergi o zi două cu el undeva. Acolo trebuie pur și simplu te trezești, mănânci și stai în apartament. Înțelegi? Este o distrugere totală acolo. Tu ți amintești când am fost la spital? Da. Tu care cât de cât ești mult mai bine față de noi. Din toate punctele de vedere. Așa. Toți ne-am revenit foarte greu după statul acolo. Da, păi cât că am fost financiar, în cap. Financiar am fost un straf de n-am știut unde să ne mai dăm cap. Păi asta, dar hai, a fost situația cu spitalul, prieteni și... Domnul. În astea nu se pune problema. Și gândiți-vă câte ore am dormit noi în lunile alea de zile. Stăteam până dimineața la 9:10. Dormeam o oră, două, dormeam pe scaune, în spitale, făceam. Acum ce să facem, frate, o luăm de la zero? Sincer, avem și noi treburile noastre, problemele noastre. Copiii, vreți să stați la București? Eu da. Tu da? Bă, de ce nu mergi să stai cu bunicul tu? S-a îngajit și să le dau pe străcuri. Da, vrei să stai la București cu bunicul? Nu, că le iau japă. Ia! De ce? Că eu... Bă, vezi ce nepot are, lasă să vadă filmarea asta. De ce vorbești așa? Gata. Na, ce frate aveți? Vă place fratele vostru? Stai că spun melodie. Vă place? Pe noi ne întreb. Ăsta e frate? Uite ce am mai trimis. Bă! Pepene și vă arată și o pungă plină de colopidă. Vezi, mă, Aristică. Bă, la bagă pepene la congelator. La mulțumim lui Aristică pentru cadou. La congelator. Bă, lasă-mă. Mă, mamă, ia copilul ăsta de aici de pe capul meu. Lasă-l, Aline, nu mai e bucata, mă. Păi, uite, îmi pune muzică în filmare. La ordi, gata. La ordi, Aline. De la ProTV suntem. De la ProTV. Ăla facă, n-am undat. Georgiana e el. Nu da, așa se duc la stadion. Lasă să meargă. Uite, de cauți Georgiana, du-te. Hai, mamă, la spital. Ce, David? Nu ești și tu la stadion? Mm-hmm. Să te freci cu Leonardo pe stadion? Mm-hmm. Să vă alergați pe acolo unul pe altul? Nu. Mm-hmm. Nu mergi la stadion. Mă, unde te duci? La stadion mergi tu cu mine, noi doi singuri. Mm-hmm. Vino încoace. Unde? Deci, prieteni, nu știu că dacă v-am arătat... Era la alter că am tăiat pomul ăsta cu drujba, dar trebuia să mai tai mai mult pom, dar nu aveam, nu mai, n-aveam pilă, s-a sculanțul.
că nu mai mergea să tai. București, tu te mănâncă, Georgiana! Păi stai puțin, ce am putea să mâncăm? Vreți să vă fac fasole? Dar ce să vă fac? Ce putem să facem? Chiar nu știu. De mici, ce să ia de aia, să nu mai au. Mici nu, ai mâncat mici aseară? Un pic, am gustat, dar... Poate a fost crud. Stădu, pe arș, scum. Pe arș, da. Dar erau stărați, deci... Păi de la penis, sunt proști. Mâncați și voi mai sărătos o salată. Mâncăm pepene. Un piure de cartofi, nu știți, numai carne, carne noaptea. Mâncăm pepene. Vă treziți noaptea că mâncare și ziua nu mâncați. Numai noaptea. Păi chiar nu știu ce să mâncăm noi azi. Un piure de cartofi. Piure? Fără carne dăm acolo. Nu știu ce să zic. Vom vedea. Davidescu? Ce faci mâi? Deci, prieten, mama, dacă continuă să nu se simtă bine, o să o duci la spital, dar nu vrea, momentan. Dar chiar nu s-a simțit bine de tot, deloc azi. Ce faci, patroană? Ți-ai făcut bagajul să te duc la gară? Ha? Păi nu vei să te duc la București? De ce? Păi gândește, ai stat în apartament, mănânci și dormi. Da, mănânci și dormi. Ca la pușcărie. Păi căldura asta. Da. Mănânci și dormi pe căldura asta. Da, liniștită. Da, liniștită. Stă tata tău acolo, n-a stat. A, patroană, tu vrei să stai în curte, relax, acasă, la străia și noi să stăm închiși în apartament la București. Vedeți ce hoață-i patroana. Ia că nu ne mai interesează pe noi să se descurce, să facă ce vrea. Nu-i așa, Davide? Da. Vine un coa, mă, băiatule, mă. Vine un coa. Haide. Mihaela. Mă, Mihaela, ascultă-mă. Patrona nu vrea să meargă la București, să mergem noi, auzi. Adică ea vrea să stea liniștită acasă, relax. Și noi să ne distrugem viața la București. Mergem acum la 50 de grade, stau încuiată pe apartament. Ai mâncat porcul ăla? Știi că nu am mâncat din porcul ăla deloc, doar am gustat. Mi-e scârbă de el, vă spun adevărul. Varza, de ce n-am mâncat-o era aia călita la alte? Nu pot să mănânc din porcul ăla. Și atunci ce facem cu el? Aruncă, de la patrona, scoate din porcii noștri vechi. Nu mai e mult, ce așa nu e mult? Ce era? Nu știu. Nu uitați cățelul nostru. Vrei să alergăm, Iha? Să facem alergare, mișcare. Deci să duc pe stadion. Vrei să mergi pe stadion? Dacă vrei să mergi. Hai. Mergi, mamă, pe stadion. Ah? Trebuie să ții o pătură și pui la aer. Stai eu pe pătură așa. Mergem pe stadion și noi. Eu dacă vreau să stau, stau în pat. Nu stau așa prin curte. Plecăm atunci în oraș, ne suni. Auzi. Auzi, dacă ți-e rău, ne suni. Da. Să mergem la spital. Te leagă un pic. Haide, Miha. Nu știu. David, stai. Bum, 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 bum. Păi ăștia merg? Uite și pomul ăsta trebuie tăiat. Mica, merg! David! Băi, prieteni, și noaptea asta m-am mâncat. Deci, prieteni, una peste alta v-am spus că mă bagă patroana în stres cu Bucureștiul ăsta, m-am mâncat București. V-am spus de ce nu merg.
În primul rând nu pot să mai fac nimic decât să stau în depresie, trebuie să stăm după tata acolo. E căpială, e zăpăceală, vă spun sincer. Nu pot să mai stau acolo. Eu nu rezist să stau. Nu se poate. Îmi pare rău, n-am ce să fac. Și el, prieten, dacă este rău, dacă n-are cu cine să stea, ar trebui să vină acasă. Eu nu pot să merg acum să mă izolez de tot și să stau acolo la București. Să stăm degeaba așa. Măcar aici suntem acasă, uite, stăm toți în familie, mai mâncăm, mai facem un grătar, facem un vlog, facem un TikTok, pe bune acum. Acolo nu știu, izolare totală, eu nu pot să merg să stau. Sincer. Au zis să nu mai merg. Ce? Au zis să nu mai merg. De ce? Păi de ce? Unde vii și tu? Dacă merg toți. Cheamă-i pe toți să mergem. Dacă Georgiana nu merge, unde merge? Uite, Miha, îți dăruiesc acest trandafir, Miha. Da, da, nu-mi rupe. Ți-l dăruiesc, pune mâna pe el. Mi-l dăruiești așa, dar păi ia, pune mâna pe el, că ți l-am dăruit. Ești frumos. Uite, miroase. Doamne, da. Deci, Miha, spune-ți tu la prieteni de ce nu mergem la București. Nu mergem la București pentru că e foarte cald, înseamnă să ne sigilăm acolo în apartament și să facem ce? Ce-i de făcut? Când ai vreo treabă și mergi și așa să stai cu ai noștri și mă rog, da. Dar așa dacă n-ai nimic de făcut, ce să faci? Să te sigilezi acolo și să... Adică doar să mergem să stăm să-l păzim pe tata, adică... Noi... Nu știu, nu mai zic nimic. Asta este. Să meargă patroana și cu Luci să stea la București. Ce să mai, prieteni, vă pupăm, vă dorim o zi minunată și ne vedem mai târziu. Pa, pa! Să vedem cum se simte mama, dacă e rău, mergem la spital. Vă anunțăm, vă pupăm. Da.